Din cele peste 170 de sectoare de poliție din țară, doar o cincime dispun de condiții bune de muncă. O recunoaște chiar ministrul de interne Pavel Voicu, care mai spune că mare parte anume din această cauză, munca de sectorist ar fi una neatractivă. În prezent sunt peste 300 de locuri vacante în acest domeniu. Declarația a fost făcută de Pavel Voicu după ședința colegiului MAI, unde a fost prezentat raportul de activitate pentru anul 2019, dar și planurile pentru acest an. Ne planificăm ca toți ofițerii de sector să fie dotați cu calculatoare, fiindcă avem situația când 2-3 colaboratori lucrează la un calculator sau 2-3 ofițeri de sector au doar un scaun și o masă. Trebuie să stea în rând pentru a-și perfecta documentele, actele. Cele 300 de funcții vacante de sectorist ar putea fi suplinite în cazul în care polițiștilor li se vor crea condiții de muncă mai bune. Să facem ca această profesie să fie competitivă, deci o să propunem și mărirea salariului pentru acei subofițeri de sector care se află de asemenea în sector, au aceleași împuterniciri, fac același volum de lucru, însă în comparație cu ofițerul primește cu 1500 de lei mai puțin. La ședința colegiului MAI au fost prezenți premierul Ion Chicu și președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărarea și Ordine Publică, Alexandru Jizdan, fost ministru de interne. Mă întrebam pe mine câte instrumente are inspectorul de sector și ce poate face inspectorul de sector într-o localitate. Haideți să nu copiem alte state sau să copiem alte practici. Republica Moldova are deja tradițiile sale, Ministerul de Interne are tradițiile sale. Rapoartele oficialilor de la MAI se pare că nu au ajuns la urechile premierului Chicu. În timpul prezentărilor, șeful guvernului a făcut notițe și a discutat cu persoanele din preajma sa, iar în discursul său, Chicu a vorbit mai mult despre problemele din interiorul MAI. Cunosc problemele cu care se confruntă Ministerul Afacerilor Interne și, în general, toate organele de forță. Aici, bineînțeles, este vorba despre fluctuația cadrelor, multe vacanții, dotarea slabă, salariile încă la un nivel foarte diminuat. Anterior, reprezentanții Asociației Promolex au criticat intenția autorităților de a restabili în fiecare localitate postul de polițist de sector. Potrivit lor, această acțiune ar veni în contradicție cu reforma poliției promovată în ultimii ani și sprijinită financiar de UE.